Da, am revenit oameni buni, vorbim despre se poate și încercăm să dăm un exemplu, un semnal, că managerii de spitale împreună cu Ministerul Sănătății și cu toată lumea ar trebui să se zbată, să aducă tehnologie ultra-performantă în România, nu de alta, dar această tehnologie salvează vieți. Nu mai putem să facem medicină ca nevul mediu și să avem și rezultate. Cu mine în studio, Tudor Ciuhodaru, medic specialist urgențe la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iași și managerul acestui spital, medicul neurochirurg Lucian Eva. Am vorbit, domnule Eva, despre acest roboțel super califragilistic, aș putea spune, unic în lume, dar mi-a spus că aveți și un microscop pe care îl folosiți la operații de 700.000 de euro. Da, un microscop care ajută foarte mult medicii, dar ceea ce cred că ar trebui să vorbim în momentul de față, aș vrea să ne-mi dați exemple de cazuistică, pentru că spuneam, foarte multă lume îmi scrie acum, da? Noi ne-am referit oarecum la coloana cervicală, dar atenție, vorbim și de operații pe creier și putem vorbi și despre tumori canceroase aici, pentru că abia aici este delicatețea maximă și aș vrea să ne povestiți câte ceva din cazuistică. Da, așa este. Robotul nu este singurul sistem robotizat care l-avem în spital. Mai deținem și ultima generație de microscop operator, tot așa unul din cele mai performante din lume la ora actuală, care permite efectuarea de intervenții chirurgicale la nivelul creierului și coloanei vertebrale în condiții de maximă siguranță pentru pacient în primul rând și bineînțeles pentru echipa medicală. Dacă vorbim de patologie, una din cele mai dramatice, dacă vreți, patologii la nivelul creierului sunt așa numitele glioame de grad înalt sau cum sunt cunoscute glioblastoamele. Noi suntem singurul spital din România care avem posibilitatea de a face rezecții maximale în această patologie utilizând o substanță de contrast care se numește gliolan. Practic este un praf pe care pacientul îl înghite într-un pahar cu apă cu o oră jumătate înainte de intervenția chirurgicală și el se fixează, este metabolizat și se fixează numai la nivelul celulelor tumorale, iar sub o anumită incidență a luminii, 480 nanometri, lumina albastră, este un filtru special pe care îl deține acest microscop, ea este vizualizată într-o culoare violet. A, și vezi exact practic unde e tumora și care sunt marginile ei. Da, și poți delimita tumora de țesutul cerebral, așa zis, normal. Nu este chiar normal, dar în fine, infiltratul tumoral este mult mai mic și permite o rezecție maximală a acestei tumori. De ce este importantă rezecția maximală într-un glioblastom? Pentru că gradul de durata supraviețuirii acestor pacienți este direct proporțională cu gradul de rezecție tumorală. Cu alte cuvinte, dacă scoți 98% din tumoră, vei prelungi viața pacientului cu aproximativ 10 luni, plus chimio și radioterapie. Foarte important. Vorbim de asemenea de aceste tumori, noi am ajuns la nivelul în care operăm aceste tumori din zonele funcționale ale creierului. Creierul are anumite așa zise zone funcționale care au expresie clinică, adică mișcă mâna, piciorul, vorbirea, și așa numitele zone nefuncționale din punct de vedere motor. Asta nu înseamnă că nu sunt funcționale, nu, tot creierul este funcțional. Ei, putem efectua operații inclusiv în aceste zone funcționale utilizând această substanță. Ca adjuvant utilizăm un sistem de mapare a creierului. Facem o hartă a creierului, dacă vreți, să știm exact în orice moment dacă zona respectivă din creier coordonează mișcările mâinii, piciorului, feței și așa mai departe, astfel încât pacientul după operație să nu rămână cu deficite motorii, de să aibă o calitate a vieții cât mai bună. Și practic am reușit astăzi, pe studiile care le avem la spital, ca așa numitul interval liber de boală în aceste tumori să ajungă și până la 12 luni. Deci practic pe studiile de imagistică RMN se vede absența tumorii, ceea ce este foarte important. Imaginează pentru un asemenea pacient faptul că un an, 12 luni, are o calitate a vieții normală, este extrem de important. Dar în perioada asta poți să faci ca boala să dispară? Sau din păcate, glioblastomul astăzi nicăieri în lumea asta nu poate fi tratat, dar se poate prelungi viața, ceea ce este extrem de important.
fără această tehnologie, fără aceste tratamente ajuvante, chimio și radioterapie, durata de supraviețuire la acești bolnavi era în jur de 9 luni. Imaginați-vă că s-a ajuns, am avut pacienți care au supraviețuit și 7 ani postoperator, utilizând toată această tehnologie. Deci este foarte important. Foarte important, da. Deci tehnologia salvează viața. Asta este. Vorbesc cu patologie tumorală din ce în ce mai des întâlnită în România. Și să știți că, din păcate, cazurile pe care le diagnosticăm sunt la vârste din ce în ce mai tinere. Înainte vorbeam despre o patologie anumită vârsta de patologia tumorală, exact ca și accidentul vascular cerebral, toată lumea spunea că este o patologie a vârstei adulte, sau mă rog, peste 60 de ani. Acela AVC, cum îl știu. Dar la ora actuală această vârstă este în continuă scădere, putem incrimina un milion de factori în acest lucru. Dar dacă, gândiți-vă că intervii la timp, este o formațiune care presează creierul, care poate distruge masa neuronală, se modifică tot modul de reactivitate, supraviețuirea pe termen lung este influențată. Dacă ai, practic, tehnologia necesară, să intervii la milimetru, la fracțiune de milimetru, la micron, să scoți cât mai mult din acea masă care compresează creierul, calitatea vieții extrem de importantă. Și vedeți că se vorbea de la 1, 9 luni, la 7 ani. Păi nu știu cum, dacă vi se crește de 7 ori speranța de supraviețuire pentru cineva care vă este aproape sau cu atât mai mult pentru dumneavoastră, veți întreba de un milion de ori. Unde mă operez? Nu știu unde în lumea asta, sau vin la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, unde am șansa măcar ca în cazul unei intervenții reușite șansele mele de supraviețuire să crească. Bun, hai ca să înțelegă lumea aici. E un spital de stat, da? Este un spital de stat. Cum alegeți cazurile pe care sau la care folosiți robotul sau microscopul acesta ultra performant? Toate deciziile se iau în staful medical al spitalului. Există criterii pentru fiecare pacient în parte, pentru fiecare intervenție chirurgicală, și se ia decizia corectă pentru acel pacient, indiferent dacă pacientul este a doctorului Ionescu, Popescu, Vasilescu. Deci toate aceste decizii... Hai mă, te rog eu frumos, bagă-mă la robotul ăla, că dacă vreau nu are, eu, nu e așa. Nu este așa. Deci dacă nu are indicație, pacientul se vor utiliza resursele spitalului corecte în privința patologiei lui. Pe de altă parte, toate aceste tehnologie sunt instrumente în mâna chirurgului. Dacă în timpul intervenției chirurgicale este nevoie și de robot, se va utiliza robotul. Dacă este nevoie și de microscop, se va utiliza și microscopul. Deci, mâna, dai drumul, exact, ele sunt mobile, nu, ele nu stau, nu sunt statice. Deci poți să le duci într-o sală de operație în alta, da, doar am nevoie de robot, că am descoperit o complicație și nu știu ce, nu? Ele se utilizează, deci, da. Nu contează că ești bogat sau sărac, nu. Că ești frumos sau deștept. Noi nu facem. Ci contează doar gravitatea și modul în care echipa medicală hotărăște ce? Hotărăște cum se va face intervenția, sunt nu? Asta contează, da? Da. Și încă ceva foarte important, fiind spital de stat, ești asigurat, poți avea parte, poți beneficia de aceste servicii, nu? Despre asta vorbim, nu? Exact. Vreau să adaug că, indiferent de statutul social al pacientului, de orice alte criterii, sex, vârstă, etc., resursele spitalului sunt folosite maximal și nu sunt puține pentru salvarea vieții lui sau pentru creșterea calității vieții pacientului dacă are o patologie incurabilă. Și vreau să adaug că lucrurile nu se opresc aici. Dacă vorbeam de patologia tumorală, de aceste tehnologii de înaltă performanță, avem în planul de achiziție în acest an, cu fonduri de la Consiliul Județean, și dorim să implementăm un sistem de radiochirurgie stereotactică de tip Gamma Knife. Am să povestesc ce înseamnă lucrul ăsta. Practic, e un alt nivel. Practic, nu se mai deschide cutia craniană, ci cu ajutorul acestui aparat care emite radiații gamma, tumora respectivă este țintită și distrusă cu o eroare de 0,15 mm. O chirurgie non-invazivă. Non-invazivă, da. Non-invazivă. Este un alt proiect la care lucrăm și îl vom implementa până la sfârșitul acestui an. Stați așa, stați așa. De ce se va apuce? Păi uite așa, ia, stați un pic. Păi câți oameni în România, în sistemul ăsta medical, pentru care fiecare plătim, iată, și-au pierdut viața sau au ajuns în stadii, iertați-mă, de legumă sau de așa, pentru că noi n-am avut tehnologia necesară care, iată, este pe piață și care poate fi achiziționată și medicii instruiți să opereze, să-și facă actul medical cu astfel de tehnologii.
Domnul Ciuhodaru. Dacă nu ne adaptăm la ceea ce se întâmplă pe plan mondial, vom fi rămâne tot timpul și se vor întâmpla în continuare astfel de cazuri. Dar să știți, dacă vorbim despre costuri, că dumneavoastră mi-ați băgat chestia cu costurile, din punctul meu de vedere, ar trebui ca unitățile sanitare de stat, așa, tot cum scrie în Constituția a României, să beneficieze de maxim de tratament atunci când am nevoie. Și dacă tot mă întrebați pe mine, lucrurile acestea ar trebui să fie asigurate gratuit. Și este foarte simplu să te uiți pe o hartă medicală a României și a Europei, să vezi care sunt zonele de interes, ceea ce înseamnă dezvoltare, tehnologie, și să apici, dacă vreți, pe fonduri europene, pentru proiecte europene, la un număr de populație, să asigură același nivel, acel standard european de calitate în sănătate. L-am propus Comisiei ENVI, în care sunt Comisia de Sănătate Publică, Siguranță Alimentară și Mediu, să facem un astfel de lucru și un demers la nivel european. Dar până când se mișcă lucrurile acolo, că știți că sunt foarte multe furci birocratice și mai trebuie să vină niște lucruri și din țară, uitați-vă că dacă ai viziune managerială, ai o echipă care se zbate, ai și susținerea, de ce să nu spunem, autorităților locale, lucrurile se schimbă în bine și se pot face și în România. Și domnul Botin, eu m-am cam săturat să văd în fiecare zi cazurile alea dramatice, cu oameni care stau în fața sălilor de operații și nu-i bagă nimeni în seamă. Când vrei să te faci medic, știți, eu consider că a fi medic înseamnă chiar mai mult decât a trata pacienți. Înseamnă să încerci să tratezi și societatea, lumea, atunci când este nevoie. Iar o abordare astfel a parții medicale din România este soluția sănătoasă ca să ai aceste centre de excelență, acel Iași Medical City. Eu am zis că eu am un proiect, Spital Regional Iași Medical City. Iași Medical City, dar aceste lucruri trebuie... Constanța Medical City, da. București Medical City, dacă aveți pe centrele regionale, Cluj Medical City, și, Timișoara, și când aveți astfel de proiecte, să nu mai mergeți astea, să vă tratați în străinătate. Domnule, să am și eu în România, să avem și noi în România, 6 roboței care nu costă cât un cap, e numai spada care se dă și să ia la nu știu ce golăneală de prin România, nu spun, deci, da? Deci cine ia spada, să ai un roboțel de ăla, să ai niște medici, pușcărie, îți fură viața. Păi eu asta spun. Să ai, ziceți, acel aparat de radio... Chirurgie stereotactică, dar aș vrea să fim corecți. Minune de aia și o secundă, așa mai... România deține astăzi un asemenea aparat la Centrul de Neuroexcelență Bagdasar Aseni. Este un aparat din 2005, care este unidoză. Și am să explic ce înseamnă lucrul ăsta. Se fac 450 de cazuri pe an, ceea ce nu este suficient pentru România, în România fiind necesare pentru asemenea tehnologie în jur de 7778 de pacienți care să utilizeze această tehnologie, ca să fie eu exact. Astea sunt date pe care le-am de la Societatea Mondială de radiochirurgie stereotactică Gamma Knife, ca să... Deci vreau să spuneți altfel, că eu întorc știrea de la dumneavoastră, 7200 de pacienți... 7778. Păi nu, așa a spus că sunt doar 450, da? Adică la mai trebuie în de 7200 nu au ce? Da. Nu au posibilitatea să beneficieze de o tehnologie care ne poate salva viața. Da? Nu spun că medicul să deschide el care acolo... Care putea fi tratat mult mai bine în contextul unei astfel de tehnologii. Fără stați puțin, domnilor doctori, asta este o întrebare, cum să vă spun, e și cumva întoarsă, pentru că vă lăudăm. Acum chiar vă lăudăm și eu sunt un tip absolut cinstit în emisiunea asta. Băi, dacă se pot face lucruri, hai să le arătăm la oameni că se pot face lucruri, da? Dar se putea să vi se întoarcă rău. Ce, bă, v-ați trezit voi să vă mai luați aparatură și nu știu ce? Da, dar eu vorbesc din punct de vedere al pacientului. În momentul în care știu că tu poți să-mi faci ca doctor o chestie cu o ultra-tehnologie care să-mi garanteze cumva maximul mult mai de mult șanse, decât normalul de șanse, că... șanse. Păi nu știu, stau în fața spitalului acolo și zic că măgărușul ușrec, pigmi, te rog eu frumos, asta este. De ce n-aș avea în România 5 spitale sau 10 spitale care să ofere aceste servicii? Că... Ce ne împiedică oare ca națiune și ca oameni și ca gânditori și ca manager și ca ce vreți dumneavoastră să dăm un nimic de bani pe lângă banii care se aruncă pe tot felul de SF-uri și astea prin țara asta, să luăm aparatură și să instruim niște medici să o folosească? Ce ne împiedică, domnilor? Cred că este o întrebare retorică. Avem oameni care... Deci, cred că este o întrebare retorică, pentru că știți și dumneavoastră la fel de bine răspunsul, cum știm și noi toți. Dar uitați-vă că în multe zone sunt aceiași oameni care de 20 de ani conduc sistemul de sănătate și l-au pus pe butuci. Sunt aceiași oameni care ne-au lăsat să murim copiii în fața spitalelor închise, sunt aceiași oameni care au închis spitale, sunt aceiași oameni care n-au știut să dirigeze resursele astea, multe puține, cât sunt de sănătate exact acolo unde trebuie. Și mai este o chestie. Când faci un plan de dezvoltare a unei țări, haideți să rezolvi problemele care ne afectează viața imediat.
sănătatea ar trebui și să nu fie doar la nivel declarativ o prioritate, iar când ai astfel de segmente în care poți investi și să salvezi vieți, lucrurile acestea ar trebui luate cu maxim necesitate. Nu țineți minte, mai vorbeam noi despre deschiderea Cantacuzinoului, altă sursă din care România ar putea să trăiască. Legea mea a trecut de Parlament, încă mai aștept să apară și vaccinurile. Deci poți să faci un brand de țară. Vorbea despre deci, lucruri care salvează vieți și sunt atât de simplu de făcut. Și mai este un lucru, domnul Botin. Atea a asumat un astfel de demers care nu este doar medical, implică și anumite riscuri. Încep să miști lucrurile, lumea deranjează, mai există anumite sfere care văd o concurență neloială în faptul că există, nu numai în Iași. În România o astfel de situație și s-ar putea ca acea sferă de dezvoltare pe care ți-ai dori-o pentru ai tăi să nu poată fi chiar așa de ușor de îndeplinit. Dar dacă vorbeam despre proiect european, de standarde europene de calitate în sănătate, de ce nu am face aceste lucruri făcute pe bani europeni și aplicate acolo unde asta este nevoie? Este foarte simplu. Dați și mie exemplu de un caz de un pacient rezolvat cu roboțelul ăsta, un pacient refuzat, dacă există așa ceva, de alte spitale sau da, de... Acum vreo câteva săptămâni a fost cazul unui pacient din Ardeal care a avut un traumatism de coloană vertebrală, soldat cu doi cord vertebrali fracturați, care a fost refuzat din farii. Când spun refuzat, aș vrea să nu fiu greșit înțeles, între ghilimele, de 7 clinici de neurochirurgie din România, pe diverse motive. Fie că n-au experiență, fie că n-au posibilități tehnice, etc., etc., fie că n-au locuri. Și el a ajuns la noi la Iași și a fost rezolvat cu ajutorul acestor tehnologii, pacientul fiind deja acasă în momentul de față de ceva timp. Toate aceste lucruri, aș vrea să... Eu nu sunt o persoană implicată politic, sub nicio formă. În afară de politica spitalului, nu fac altceva. Îmi place ceea ce fac, îmi place meseria asta, m-am pregătit pentru ea și mă pregătesc în fiecare zi. Să spun că sănătatea, viața nu e implicată. Aș vrea să spun că în ultimul timp, aș vrea să aduc în ultimul timp, la nivelul autorităților locale din Iași. Eu vorbim în speță de Consiliul Județean, că de asta vorbim, dar și la nivelul Ministerului Sănătății, actualului Minister al Sănătății, se văd că se fac eforturi în privința dezvoltării medicinei în România. La nivelul spitalului noi primim finanțare inclusiv la Ministerul Sănătății. În acest an avem... O să vorbim un pic și despre finanțare sau despre subfinanțarea sistemului, pentru că este foarte important, dar aș vrea să vorbim, pentru că abia aici este ideea acestei emisiuni, să vorbim și să încercăm să le spunem oamenilor, managerilor de spital și așa mai departe, că pot face lucruri. Cum și cum atrageți banii ăștia? Acum o dăm pe bune. O dăm pe bune. Cum ați făcut rost de banii ăștia ca să aveți super tehnologia în câteva minute? Bun, suntem de acord și noi vorbim în pauza de publicitate, suntem de acord în momentul de față că dacă vă prezentăm un caz de excelență în medicină, s-ar putea ca poi mâine să fie rând acolo la spital. Doar comisia medicală hotărăște cine este operat sau asupra căruia să fac intervenții cu această super tehnologie, da? Pentru că toată lumea o să aibă pretenția, vreau și eu, și cred că se și întâmplă asta, nu, domnule? Da, Eva, se întâmplă, nu? Dar oamenii înțeleg, dacă li se explică corect despre ce este vorba și mai ales faptul că există această interdisciplinaritate la nivelul deciziei medicale, ei înțeleg că tot ce îi se propune este spre beneficiul lui. Hai să o luăm așa. Domnul Ciucodară, dumneavoastră stăți în prima linie acolo, da? La dumneavoastră, la serviciul de gardă, la urgențe, da? Vin bolnavi care pot să... sau sunt suspectați de astfel de traumatisme, da? Să faci un triaj cumva la nivelul smurdului, nu? Domnul Bădim, deci... Păi nu, vreau să văd care trasabilitatea până ajunge la neurochirurg. Asta mă interesează. Vorbesc de tipuri de intervenție. Noi tot timpul am luptat cu timpul. Eu am zis tot timpul cu spațiul și cu timpul. Mi-aș fi dorit ca, dacă vreți, de momentul în care preiau pacientul, el să fie deja în sala de operație, investigat și stabilizat. Încă nu este posibil. Marius, unul de asistenții mei, spunea: Doamne, dacă ar fi după doctor și analizele, ar avea rezultate din stradă și ar ajunge cu ele în momentul de pe drum, în care așa, nu? Intră în unitatea de primire a urgențelor. Să știți că este un colectiv rulat în timp și cred că, dincolo de a trata pacienți, marele merit este să ai acea echipă prin care poți să faci lucrurile repede
repede și bine. Există algoritmi pe care i-am format în timp. Există lucruri foarte clare și cu acces la maximul de investigații. Gândiți-vă că sunt poate unele dintre puținele spitale când ai nevoie în urgență, ai imediat două computer tomografe disponibile, există RMN în urgență, poți să faci acest lucru atunci când situația o impune, ai toate investigațiile necesare și o să mai spunem despre un alt roboțel, dar mai încolo, de care ține chiar de medicina de urgență, care va fi pus în curând în practică. Lucrurile sunt foarte clar stabilite. Fiecare știe ce trebuie să facă. Sunt repartizări pe coduri de culori și pe lucruri pe care le face fiecare. De la medic până la asistent, fiecare știe care este rolul lui și încercăm să scurtăm aceste etape de diagnostic și de evoluție, de stabilizare, în așa fel încât pacientul, repetă, cazul care îl țineți minte de la Suceava, de la Rădeuț, în mai puțin de 5 minute, și nu exagerez, era deja plecat din unitatea de primire a urgențelor spre sala de operații. Vorbim de polițistul cu sabia în cap. Exact. Da? Sunt lucruri pe care le repetăm de-a lungul timpului. Să știți că sunt o persoană greu de suportat în ceea ce privește formarea personalului, pentru că de fiecare dată exersăm să ne încadrăm în acea limită de timp care este favorabilă pacientului. Da, timpul este extrem de important aici, nu în astfel de... Mai ales în neurochirurgie, nu? Vă dau exemplu accidentelor vasculare, cerebrale, la care există posibilitatea, dacă ajunge în timp util, să se facă așa zisa tromboliză intravenoasă sau tromboliza intraarterială, adică se introduce un cateter prin vasul respectiv până la nivelul creierului și cheagul de sânge este extras. Pentru acest lucru, spitalul a achiziționat recent tot un sistem robotizat, este un serioangiograf biplan, un sistem de imagistică 3D a vaselor din corpul uman. Bineînțeles, ceea ce ne interesează pe noi sunt vasele gâtului și creierului. Iar echipa medicală formată are această posibilitate ca în cel mai scurt timp posibil să poată extrage sau emboliza, de exemplu, un anevrism cerebral și au fost urmate pe ecran câteva din aceste imagini. Este un sistem robotizat de 1,5 milioane de euro de această dată, bani care au fost tot cu sprijinul Consiliului Județean, bani recuperați de la comunitatea europeană prin eforturile Ministerului Sănătății. Avem un plan pentru acest an, începutul anului viitor, implementarea unei săli hibrid pentru accidentele vasculare cerebrale. Ce înseamnă sală hibrid? Sală hibrid înseamnă că în același spațiu există un CT de 162 de slice-uri împreună cu un serioangiograf tot de ultimă generație, iar pacientul este diagnosticat în 2 minute. Da? În 2 minute pacientul îi se pune diagnosticul de accident vascular, de tromb în vasul respectiv, iar echipa medicală intervine, se vede unde și este extras. Este o masă de operație la care tomograful vine pe niște șine așa. Eu vă povestesc grosier și totul se mișcă robotizat în acea sală de operație. Cam așa ar trebui să se întâmple lucrurile într-o medicină corectă. Corect. Am văzut corect. Trebuie să mai o scurtă pauză. Să vă strâmbați la noi și că sună limba asta puțin altă limbă. Este limba medicinii de secolul 21 și să știți că digitalizarea, tehnologizarea sunt viitorul și sunt succesul. Și acum, în ultimele 3 minute după o scurtă pauză, vă întreb, pentru că am rămas datori și vreau să răspundem, domnule, bani. De unde bani? Cred că se găsesc destul de ușor dacă vrei. În câteva minute revenim. Vorbim de tehnologizare și de tehnologia care poate salva vieți. V-am dat un exemplu în aceste minute de emisiune despre cum se poate face. Un singur lucru mai rămâne. Cum facem cu banii? Pentru că tehnologia costă. Și aici aș vrea să-mi explicați, stimați domni, cum e cu banii. Că în țara lui birocrație și lui pește prăjit e foarte greu să găsești banii necesari. Cum e cu banii? Cum ați reușit cu banii? Asta e important. Să știți că e dificil și cu banii, dar trebuie să ai și cineva care să înțeleagă fenomenul, că este important să ai sănătate și să susțină un astfel de demers important pentru ea și pentru întreaga Moldova, unde 6 milioane de locuitori. Și sincer să fiu, spun astăzi lucrurile pe lume. Haideți să vorbim, domnul Bodin. Ciumaia Roșie, domnul de care o criticați atât, a asigurat fondurile necesare pentru spitalele din Iași fără probleme. Iar în persoana președintului de Consiliul Județean, domnul Popa, a fost toată deschiderea necesară pentru a dezvolta lucruri medicale care nu se mai întâmplă în alte zone din România. Deci a înțeles sau l-ați făcut voi să înțeleagă? Că aici e problema. Important este că a dat banii. Da. Foarte important. Și că a susținut aceste demersuri extrem de importante, pentru că de multe ori, să știți că dumneavoastră mă lăsă... Dar nu contează că ești, cum ai zis, ciuma roșie, ciuma galbenă, ciuma verde. Nu contează. În alt județ e ciuma
deci, da, exemplu, se poate, se poate lua din Iași și transfera în Harghita sau în Baia Mare? Evident sau se poate, dar vorbim, dacă vreți, despre ce reprezintă fiecare dintre noi. Pentru că asta vorbim și despre politicieni și despre doctor și despre ce vreți dumneavoastră și președinți de Consiliu Județean. Uitați-vă și dumneavoastră la ce a făcut în viață. A dezvoltat ceva, a susținut ceva, a reușit să aibă niște rezultate. Nu la o realegere. Uitați-vă în permanență atunci când îi alegeți, că aveți un bilanț al activității, că după aceea ne plângem că nu merge 112, că stai la coadă la spital, că nu e infirmieră, că nu e brancardier sau că ești tratat ca la ghienă. Uitați-vă câte lucruri se pot dezvolta și cum lucruri care păreau imposibile în urmă cu 10 ani sunt puse în practică. Da, dar din ce spuneți dumneavoastră e clar, înseamnă că unii ori li se deschide ochiul și creierul, ori au ei mintea necesară și alții n-au minte, ca să înțeleg că despre asta vorbim. Trebuie să toate trei lucrurile, și administrație locală, și viziune managerială, și o leacă de astea aliniate, și lupta cu birocrația, și dacă vreți, cine știe, poate vom putea asigura aceste fonduri și pe Uniunea Europeană, prin Parlamentul. Cum e, domnule, te duci, te dă afară pe geam, pe ușă, intri pe geam? Aici sunt, știți cum, la Ministerul Sănătății, când a fost vorba de proiectul cu Spitalul Regional, sunt exact ca Duraselul, mă scoți afară pe ușă, pe geam. Bun. Cum e cu banii? Cum e cu fondurile la nivelul spitalului? Spitalele în România sunt instituții publice autonome finanțate integral din venituri proprii, conform legii 95 a spitalelor, ceea ce înseamnă că pe baza serviciilor medicale prestate se decontează acele sume de către casele de asigurări județene, cum este Casa de Asigurări. În privința spitalului nostru, indicatorii sunt foarte buni, iar spitalul este corect finanțat de către Casa Națională Județeană Iași. Casa Națională. Doi. Pe de altă parte, în ultimii ani, spitalul a avut excedent bugetar. Noi am fost întotdeauna pe excedent bugetar, chiar și cu 2 milioane de euro, excedent bugetar, și n-am făcut economii în ceea ce privește pacienții. În aceste condiții, responsabile, că sunt la Consiliul Județean, în persoana domnului președinte Marcel Popa, Ministerul Sănătății, au înțeles să investească într-un spital în care se face performanță. Mulțumesc pentru deci soluția sănătoasă, avem un proiect, el funcționează, sper să fie și spitalul regional, acum am întrebat Comisia Europeană. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru că ați făcut efortul să veniți la București să explicați întregii țări că se poate. Știrile B1 TV imediat cu Gențiana Coman, ediție specială cu Tudor Barbu la ora 16. Ne revedem mâine la 13. Toate